Seara, domnul doctor. Bine ați revenit la emisiunea noastră. Mă bucur și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și eu plăcere deosebită să fiu din nou alături de dumneavoastră aici. Domnul doctor Florin Filip este șeful secției de chirurgie și ortopedie pediatrică. Da. Și este medic primar. Medic primar și de chirurgie și de ortopedie pediatrică. Da. Eu m-am mirat foarte tare apropo de chestia asta cu medic primar. Profesorul meu care a făcut chirurgie și l-am dat să certa, să nu știu care și domnule, eu ca medic primar am voie să spun nu știu ce. Și mi-am dat seama totuși, domnule, primariatul, deci era conferențiar deja, dar ținea foarte mult la titulatura de medic primar. Da, duceți-vă aminte că medic primar atunci erau câțiva în clinică. Da, medic primar da. În clinică era nu neapărat profesor, dar era cumva pe partea de rețea, era cumva echivalentul al conferențiarului. Era, da, da. Mi-aduc aminte și acum la clinica întâi medicală, la Spiridon, era pus undeva pe un cabinet, era pus o plăcuță scrisă, cum era înainte, medic primar clinică. Deci era așa un fel de un turn de filde și acolo era medic primar, erau. Da, ok. Apropo de specialitate, medic primar în momentul de față pe o anumită specialitate sau supra-specialitate e o titulatură foarte importantă pentru că se pune problema la noi, de exemplu, chirurgul pediatru să nu mai poată trata decât cazurile urgente de ortopedie pediatrică. Și atunci sunt foarte mulți colegi din promoțiile mai tinere care sunt ori chirurgi, ori ortopezi pediatrici și acum încearcă să facă și a doua specialitate. La dumneavoastră nu e cazul, e chirurgia generală și acoperă. Dar se pune problema, e una din problemele actuale, cred, în medicina, nu numai românească, dar în foarte multe domenii, în cele chirurgicale în principal, unde se pune problema de acoperirea competențelor și a echivalării titulaturilor. Da, supra-specializarea este exact. Bine, și este o chestie foarte bună, chiar discutam cu colegul meu de cabinet, că mai știu la care specialitate, au plecat toți în concediu, băieți. Au concediu frumos, au închis coșmelia și cu asta basta. Ei, la chirurgie general nu se poate nu face este, așa, da, nu da, ai cum să faci așa nu, ceva. Nu. Uite că asta, specializarea asta foarte îngustă îți permite să faci da, câte o câte o bine, nu chestie asta voinicească. Nu mi-a fost odată tot așa, s-au dus băieții, eu la care secție, au plecat toți la un congres, da, tot noi ne-am ocupat de, și de partea lor ca să fie treaba bună așa. Bine, cel puțin pe partea de urgență la dumneavoastră nu e o problemă, da. Cel puțin pe partea de urgență pe supra-specialități e ok. Domnule doctor, în afară de spitalul județean și de ambulator, unde știu că vă, găsește, este... vă găsește lumea, unde mai vă acolo mai acolo e baza activității. Acolo unde, activității. Unde vă mai găsește? Unde mai profesați? Da, mai profesez și în, la un cabinet, dar baza activității este la spital este și la acolo, spital. Da. Acum, adresabilitatea la spital a început să crească din nou, știți foarte bine. O trecut spaima de COVID. Da, ne apropiem de, zic eu, de adresabilitatea de dinainte de martie 2020. A crescut adresabilitatea în sens de recuperare a unor cazuri de patologie care au așteptat poate 2 ani nu, dar o perioadă destul de lungă. Cred că astăzi în ambulator am văzut 2 sau 3 copii la care părinții mi-au spus trebuia să venim în 2020 în toamnă, trebuia să venim în 2021 în primăvară, n-am mai putut veni, a fost COVID-ul, știm care au fost problemele, acum revenim și vedem ce se mai poate face și reluăm tratamentul de la momentul la care a fost chiar lăsat. Chiar dimineața citeam că OMS-ul recomandă cu un sufletire să se revină la portul măștii din nou. Da, situația... Că succesul să aibă, Asta bine, asta deocamdată e o recomandare. Deocamdată e o recomandare, dar să vedem cum evoluează. Foarte multă lume spune că OMS ar trebui totuși să se limiteze la programe care sunt și la recomandări, deci nu să bage în mai multe acum, sigur că dumnealor au situația epidemiologică și statistica în față, de văzut cum vor evolua lucrurile. Personal, cred că un pic de prudență, mai ales în spațiile aglomerate, în cabinetele din ambulator, în, acolo unde există foarte mulți pacienți, în sala de operație și în spital, în primul rând, o prudență elementară este binevenită. Portul măștii și echipamentul de protecție, asta, în mod sigur, nu trebuie să dispară și nu pot să facă decât bine. Domnule doctor, spuneți-ne ceva despre activitatea didactică. Unde mai activitatea didactică, și... știți că se știe, nu e un secret, faptul că în ultimii ani activitatea didactică la Universitatea Suceava
început să fie un pic mai însuflețită, un pic mai bine reprezentată și pe partea de învățământ medical conectat cu spitalul. Există acele specialități de nutriție, de balnă, fizioterapie, de asistente medicale. Din câte știu, în ultimii 1-2 ani au fost deschise și specialități de stomatologie, de laborator, care sunt în derulare sau care vor începe, și este cunoscut proiectul acela care se apropie cu pași rapizi de momentul începutului. Proiectul acesta al unei facultăți de medicină, al unui program de studii de medicină, pentru că lucrurile sunt un pic mai, așa, mai de amănunt acum, nu se mai cheamă neapărat facultate, se cheamă specializare sau program de specializare în medicină, care probabil că, dacă lucrurile merg bine, în 2-3 ani, probabil că va putea fi deschis. De Dumnezeu, am mai spus, mi se pare, chestia asta la emisiune, că am venit eu în, cu aproape 30 de ani în Suceava, așa, să știa exact, să face facultate de medicină în Suceava, să știa și cine o să fie rector, cine o să fie decan, cine o să fie... Acum nu știu dacă aceea a fost problema pentru care, sau motivul pentru care nu s-a început până acum, poate lucrurile sunt mai clare acum și mai simplu. Oricum, dacă, și probabil că va fi începută, rector va fi rectorul universității, pentru că programul de studiu, numai așa, și atunci la nivelul facultății vor fi decanul, prodecanii, directorul de departament. Acum, lucrurile sigur că sunt așa într-o dinamică, într-o mișcare continuă. În principal, cred că un spital județean mare și foarte ocupat și foarte aglomerat, cum este Spitalul Județean Suceava, trebuie să aibă o resursă umană undeva în apropiere, să-și poată forma propriile cadre. Nu neapărat, ne gândim în primul rând la medici, poate ne gândim în ultima instanță la programul cel mai, haideți să spunem, cel mai avansat sau cel mai înaintat de pregătire în domeniul medical, dar de kinetoterapeut, de specialist în nutriție, în dietetică, în laborator, aici cred că spitalul, având o forță, o implicare majoră în activitatea de sănătate a județului și numai a județului Suceava, ar trebui și ar putea să aibă un cuvânt mai greu de spus, în sensul că să fie capabil să-și poată forma proprii specialiști sau să aibă posibilitatea să scoată absolvenți care să fie pregătiți la, sau să fie, să aibă cunoștință de situația de pe teren, să poată fi foarte ușor asimilați în spital în momentul în care reușesc să termine o specializare. Eu știu, știți și dumneavoastră foarte bine, personal medical din spital care face în momentul de față, haideți să spunem, studii înalte, studii superioare, și știu kinetoterapeut sau asistente care lucrează de ani de zile în spital și care în momentul de față, în paralel, termină ciclul acela de 3 ani, fac și un masterat și care rămân pe loc și eu zic că sunt un câștig pentru spital. Eu am predat în ultimii ani foarte mult la specialitatea aceasta de kinetoterapie de recuperare și am văzut cât de important este din ambele puncte de vedere. Este o relație reciproc valabilă. Comunicarea între studentul care de fapt este kinetoterapeut sau asistent care lucrează în spital și profesorul care, sau cadrul didactic, nu neapărat profesorul, cadrul didactic care este medic în spitalul respectiv, nu face altceva decât să ducă în final la o activitate mai bună și o înțelegere mai bună la patul bolnavului, lucru pe care ni-l dorim cu toți. Asta înseamnă... Nu știu că sunteți la curent, dar anul ăsta toate specializările chirurgicale, specialitățile chirurgicale, așa, deci au dat examen la Galați. Deci nu s-a organizat la Iași, asta e culmea, deci nu s-a organizat examenul de primariat la Iași, dar s-a organizat la Galați. Eu cred că noi, ca și Spitalul Județean de Suceava, suntem mult înaintea Galațului, părerea mea proprie și personală. Uite că Galațul a ajuns să organizeze concurs de primariat, examen de medic primar. Și colegii dumneavoastră de la chirurgie au mers acolo, da. Știu, și mai multe specialități, nu mai... Da, nu cel puțin știu despre specialități chirurgicale și ortopedii au mers deja sau mers la Galați. Înseamnă că Galațul a știut foarte bine să-și impună o anumită platformă, să-și formeze cadre, să aibă profesori. Că dacă nu ai profesori, n-ai cum să faci comisie de examen de medic specialist și profitând de eventuale lipsuri pe la alte centre universitare, a reușit să organizeze concursul. Aceeași situație a fost la noi la chirurgia pediatrică. Iașul, de exemplu, prin tradiție centru, în momentul de față nu are profesor de chirurgie pediatrică.
Da? Nu are profesor, nu are conferențiar, din câte știu eu. Sunt cadre tinere care probabil că în câțiva ani vor promova, dar în momentul de față nu pot organiza ce obțin la chirurgia pediatrică. Nu știu, la alte specialități, poate că da. Și atunci colegii care au dat primarea din zona au plecat ori la București, ori la Timișoara, ori la... Nu știu dacă n-au ajuns cumva și la Galați, asta nu pot să vă spun. Nu știu, dar în orice caz n-au putut da la Iași. Da. Cred că este momentul în care fiecare, încă o dată, deci fiecare centru județean, că nu mai trebuie să fie neapărat centru universitar clasic, să zicem, fiecare centru județean bine susținut și cu o politică inteligentă de cadre, își poate juca foarte bine cartea. Adică, bravo Galațiului, pe urmă, că de? A devenit un centru unde se dă examen de primar. Adică, din câte am înțeles, și colegii care s-au dus la Galați s-au dus cu un pic de teamă și examenul n-a fost ușor. Nu, n-a fost ușor. La chirurgie, din 19 candidați, 8 au picat. Și este foarte mult. Foarte mult, foarte da. Mult. Înțeles că și la ATI s-a dat primariatul, din câte știu, tot la Galați. Sau, mă rog, nu din toată țara, dar a fost o grupă sau s-a organizat serie care s-a dus și la Galați, da? Care Galați a început în 92-93, cam pe atunci, cred că imediat după Constanța, cred da, că a început da. Constanța a fost unul din primele centre. Da, încă o dată, este momentul în care, beneficiind de autonomie și de oportunitățile care trebuie valorificate, aici este problema, trebuie valorificate aceste oportunități, fiecare centru județean nu mai este obligat să stea neapărat în umbra unui centru universitar clasic, să zicem, și își poate juca foarte bine cartea și poate să aducă un plus de, până la urmă, de performanță și de autoritate și de prestigiu în centru respectiv. De ce să nu avem, cine știe, când, nu foarte mult timp, examen de medic primar la Suceava? Ce? Nu s-ar putea? De ce nu? Noi, nouă ce ne lipsește? Da, de ce nu și noi? La adică, da? Da. Da. Dar rămâne partea cealaltă, până la momentul acela, când lucrurile trebuie luate gradat, treptat, este vorba de a-ți putea forma absolvenți care să fie legați, este un lucru, mi se pare un lucru foarte important, noțiunea asta de nu neapărat de atașament sau de votament în sensul artistic, literar, ci de implicare. Da? Dacă mergeți în, sigur ați mers și ați văzut în spitalele din străinătate, foarte mulți din personal sau bună parte din personalul care lucrează în spitalul respectiv își cumpără tricouri cu numele spitalului, pixuri, e o formă de a dovedi că fac parte din colectivul respectiv. Și la noi a început să practice de înainte, deci na, tot americanul avea steagul Americii pus la balcon, avea când 4 iulie la și da, e o sărbătoare mai ceva decât Paștele. Da, e, da, da. Așa e, la noi a început încet, încet și la noi, să, am văzut în Ardeal să tricolor la poartă. Ei și la noi nu prea să poartă, dar au început să eu ca să închei... E o chestie de patriotism și, la o, adică și local și național și... Na. Ca să închei ideea pe care ați început-o dumneavoastră, am predat, am acesta cursul de ca mai mulți ani, cursul de recuperare în ortopedie și vreau să spun că de departe cel mai bun student, cel mai bun student cu care la multe cursuri am avut o discuție de la egal la egal este kinetoterapeut și lucrează în spital, da? Lucrează în spital, în secția de ortopedie și efectiv și eu am învățat de la el și el a învățat de la mine și colegii lui au învățat de la amândoi pentru că el venea cu partea la curs, da? La discuție, venea cu partea practică. Da, una este, sigur, partea de teorie, de prezentare, de discuții academice sunt ok, dar știți foarte bine, pacientul când pleacă acasă sau vine la control, el întreabă de lucrurile foarte simple, cât ține gipsul, când îl dă jos, unde dă jos fierele, cine îl pansează, ce face dacă sângerează sau dacă apare. Lucrurile astea concrete, cum întreține o ileostomă sau o colostomă acasă, lucrurile astea dacă nu le iei din practică și nu te iei deprins cu ele, poți să le prezinți pe ecranul televizorului ani de zile în șir, că n-au nicio valoare pentru student sau pentru practicant. El trebuie să învețe lucrurile de care se lovește în fiecare zi. Când vin studenții, n-au mai venit de ceva vreme, dar probabil că vor reveni, când vin studenții de la kinetoterapie în stagiu, pe secție, la chirurgie pediatrică, eu asta le arăt dimineața. Le arăt, îi iau la patul bolnavului, fac a doua oră vizita cu ei,
ne facem noi vizita și lucrurile noastre și apoi iau și la fiecare pacient le spun, uite, copilul ăsta este un copil cu fractură, este cu mama sau este singur. Învățați mama cum să aibă grijă de copilul ăsta, la ce se uite, cum să aibă grijă de gips, cum să-l dea jos din pat, cum să-l mobilizeze, la ce se uite, se verifice. Lucrurile care, până la urmă, fac diferența în practică. Teoria e teorie, trebuie să o știm, să o stăpânim, dar foarte importante sunt lucrurile practice. Și atunci, dacă spitalul își poate aduce cumva contribuția la pregătirea personalului care lucrează sau va lucra în spital, eu cred că asta este foarte important. Pentru că în felul ăsta se cunosc oamenii, se formează mai ușor relațiile din echipă, nu mai este nevoie, știți foarte bine ce înseamnă să ai un colaborator, asistentă sau un medic, un coleg mai tânăr pe care îl înțelegi, care te înțelege și care știe din priviri ce trebuie să fac. Nu trebuie să îi spui de fiecare dată, ai grijă la pansament, ai grijă medicația, ai grijă foaia, la 8 și un sfert coboară. Lucrurile astea să meargă de la sine ca să ne degreveze un pic de, mărunțișul ăsta, aparent mărunțișul, așa numitul micromanagement, cum spun americanii. Micromanagementul înseamnă să fii obligat să te ocupi de toate lucrurile mărunte. Și după ce ai rezolvat 10 lucruri mărunte, nu mai ai energie pentru operație. Dacă deja te-a consumat psihic parțial, da? Și altcumva te duci la operație. Dar dacă din prima te duci în sala de operație știind că în spate ai 2 sau 3 oameni cunoscuți care își fac treaba și pe care nu trebuie să verifici, este cu totul și cu totul altceva. Și atunci că lucrurile merg mult mai, timpul e mai bine folosit, eficiența e mai bună. Până la urmă câștigă pacientul și câștigăm toți, că suntem mai eficienți în toată activitatea. Domnule doctor, despre ce ne vreți vorbi în această seară? Păi deja am început să vorbim despre activitatea în echipă, despre activitatea didactică. Deci activitatea didactică la Universitatea Suceava se va dezvolta în următorii ani, indiferent cum se vor desfășura următoarele etape, cât timp va dura. Eu zic că pentru spital este un mare câștig faptul că încep să vină haideți să spunem, studenți în cadrul spitalului. Deja sunt și rezidenți care fac stagii în spital. Există un număr de secții care deja pot să primească rezidenți și la dumneavoastră la chirurgie, de câte știu, pot să vină rezidenți, la ATI, la ortopedie. Am primit și noi unul, vom primi încă un rezident. Foarte important pentru că, în primul rând, degrevează o parte din activitatea aceea administrativă care este foarte stufoasă în momentul de față. Doi, cred că este foarte util pentru un rezident care vine din centrul universitar, unde este, știți foarte bine ce aglomerație este, este foarte util și pentru el, ca fiind mai liber, mai singur, dacă putem spune așa, și cu posibilitatea de a desfășura o activitate practică mai diversă, este foarte bună partea asta de pregătire. Adică să se ocupe un pic și el de pacient, să fie obligat să rezolve problemele practice care nu sunt trecute în cărți, nu îi le spune nimeni la curs, să aibă grijă el de bunul mers al secției, al ambulatorului, să pregătească el sala de operație, lucruri care sunt foarte utile, pentru că până la urmă astea fac diferența între un serviciu eficient și un serviciu mai puțin eficient. Da. Și cred că lucrurile astea încet, încet vor conta. Sigur, spitalul rămâne spital, activitatea cea mai importantă în spital rămâne activitatea de îngrijire a pacientului, activitatea spitalicească, propriu-zisă. Partea asta de învățământ care se suprapune sau care se adaugă, nu se suprapune, vine ca o completare, nu ca o înlocuire. Adică bolnavul rămâne, pacientul rămâne pacient, el trebuie să avem grijă. Și după aceea ne ocupăm și de celelalte chestiuni. Aici, cel puțin din câte am văzut eu, lucrurile, zic eu, că sunt promițătoare. Dar trebuie foarte multă atenție și trebuie implicare și trebuie activitate în echipă, înțelegere. Sunt lucruri care încet, încet se aranjează. Să vorbim destul de insistent despre crearea sau construirea unui spital de pediatrie. Este o discuție care a început acum câțiva ani. Am plecat de la necesitatea extinderii spațiilor. Iar așa, aici este o discuție foarte, cred, în perspectivă foarte importantă și aici trebuie, din punctul meu de vedere, strict personal, punctul meu de vedere, cred că trebuie făcut nu neapărat o distinție, dar trebuie ca lucrurile să fie foarte bine clarificate. Ce înseamnă spital de pediatrie? Înseamnă o extindere de spațiu care se folosește sau care utilizează tot resursele existente ale Spitalului Județean, sau este o unitate de sine stătătoare, independentă, care își va folosi propriile resurse. Pentru că dacă în spitalul de pediatrie urmează
să fie introduse și secții cu profil chirurgical sau secții de terapie intensivă sau secții de compartimente de imagistică laborator, toate acele compartimente sau secții vor trebui să fie deservite de un alt personal decât cel care se află în spitalul mare, să zicem, în clădirea mare a spitalului. Deci aici cred că sunt niște lucruri pe care, pe măsură ce lucrurile se vor desfășura, se vor derula, aceste lucruri vor trebui să fie foarte bine discutate și clarificate, pentru ca în momentul în care, nu știm când, se va ajunge la momentul deciziei și la momentul intrării în funcționare acestui, haideți să spunem, sediu sau compartiment sau cum doriți să-i spuneți, lucrurile să fie foarte bine puse la punct. Pentru că urgențele vin, pacienții vin, pacientul nu știe problemele din spatele, da? Problemele de organizare, de, nu știu, de management. Părintele vine cu copilul la ambulator sau în urgență pentru că este bolnav copilul, da? Și el trebuie rezolvat și el știe că a venit la spital unde copilul va fi rezolvat. Părintele sau copilul n-au timp să vadă sau să știe sau să afle că stați că, nu știu, azi nu avem chirurg de gardă sau azi nu avem sală de operații sau azi nu avem alte facilități, sterilizare cum trebuie. Sau cum era la clinici, era la clinici când nu erau de gardă clinica respectivă, așa știu, chiar aveam o problemă. Dar, băi, ce uite, rog să mă crezi că nu am sterilizare. Deci când nu erau de gardă, nu aveau sterilizare. Deci, nu, pentru că existau clinică de gardă. Da, nu era un spital de urgență, era un spital clinică atare și nu aveau sterilizare decât clinica respectivă care era de gardă. Da. În rest, nu. Ce vreau să vă întreb, din punctul ăsta de vedere, în țară, deci avem antecedente, deci sunt spitale de pediatrie în cadrul spitalelor de județ? Există spitale de pediatrie care sunt în cadrul spitalelor clinice universitare. Acestea, cum e Spitalul Sfânta Maria, Grigore Alexandrescu la București, Luis Turcanu sau Lui Turcanu la Timișoara, sunt clar spitale clinice universitare. Au mai fost încercări de a construi clădiri separate care să-și asigure autonomia, independența, da? Nu mă refer aici la... E foarte aproape de noi Botoșaniu, dar în momentul de față, din câte știu eu, la Ploiești și la Pitești există spitale de pediatrie care au fost construite separat. Și la momentul respectiv s-a dorit ca funcționarea lor să fie complet independentă. Dar, încă o dată, peste tot unde am vorbit cu colegii de la respectivele spitale, mi-au spus că au diverse probleme de natură, depinde acum de la centru la centru, dar sunt în principal probleme de aprovizionare, probleme de radiologie imagistică, probleme de laborator, probleme de anestezie, terapie intensivă. Da, și atunci asta sigur că te limitează. Când iei de la zero o chestie, într-adevăr, la noi deja este experiență, adică când e spitalul ăsta? În 60? 66 sau 67, da. Deci sunt... Deci, 60 ceva de ani. Da, deci, da. Totul e pus la punct. Totul da. E... Deci aici, pentru că în momentul ăsta performanța și, nu numai performanța, dar și normalitatea în activitatea chirurgicală, știți foarte bine, înseamnă o continuitate 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 100%. Nu există, am venit la Suceava, stai că n-au radiolog la, nu există așa ceva. Da. Sau nu au anestezie sau serviciu de gardă, deci lucrurile nu mai sunt fără... Noi, doctor, să luăm o scurtă pauză publicitară, după care o să venim cu alte noutăți despre... Perspective în chirurgia pediatrică. Rămâneți alături de noi.